Președintele Klaus Iohannis a făcut luni, 30 noiembrie, o vizită la Spitalul Universitar de Urgență București. Astăzi este sărbătoarea Sfântului Andrei și cu această ocazie dați-mi voie să vă spun tuturor la mulți ani și să vă doresc multă sănătate. Este o sărbătoare specială pentru noi românii. Și cu această ocazie, fiind o sărbătoare frumoasă, cred că este foarte bine să ne îndreptăm gândul și spre cei care o duc mai rău decât noi. Mă gândesc în special astăzi la cei bolnavi, dar cu o notă foarte specială și de fapt asta am vrut să subliniez cu vizita mea de astăzi aici, mă gândesc la medici și întreg personalul medical care se ocupă, se îngrijesc de oamenii bolnavi și prin vizita astăzi la Spitalul Universitar de Urgență am vrut să subliniez că e bine să vedem și să apreciem munca medicilor și munca personalului medical în sens mai larg de la noi. Am văzut astăzi un spital extraordinar de bine organizat și cu această ocazie vreau să îi felicit pe cei doi medici care m-au însoțit, domnul manager, doamna director medical și întreg personalul de aici, un spital care a reușit să pornească dintr-o situație complicată care a existat aici în luna martie și să ajungă să funcționeze perfect. Cu toate că în spital sunt și persoane fără COVID și persoane cu COVID, au reușit să separe fluxurile într-un mod remarcabil și spitalul funcționează acum aproape ca și în condiții fără pandemie. Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că se așteaptă la o prezență mare la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie. El a subliniat că nu va exista nicio piedică pentru alegătorii care sunt în localitățile care sunt în carantină. În ce privește carantina, dați-mi voie să vă spun că nu există nici un fel de discriminare pentru alegători, pentru orașele sau localitățile care sunt carantinate. Indiferent dacă trăiți într-un oraș care are o incidență mică sau trăiți într-un oraș care este carantinat, toată lumea are același drept să meargă la vot, are exact aceleași posibilități. Secțiile de vot vor fi pregătite peste tot, vor fi respectate toate condițiile pentru ca votul să se desfășoare în maximă siguranță și de aceea invit pe români să meargă număr mare la vot.